Când ne gândim că vin sărbătorile pascale, ne gândim la masa în familie, ne gândim la drob, cozonac și multe alte bunătăți. Iar astăzi, Izabela, mulțumesc că ai venit din nou. Mare drag. Mi-ai propus o rețetă care m-a încântat profund. Da. Drob interesant, dar mă rog, tu cum îi spui? Ceva picant? Un chec picant din piept de pui, o alternativă la checul din, la drobul din deci, carne de miel. Fără miel. Fără miel. Folosim pui. Folosim pui. Folosim foarte multă verdeață, după cum vezi, ceapă multă, usturoi verde, mărar, pătrunjel. Deci e foarte fresh așa. E foarte fresh, foarte de primăvară, foarte gustos. Sunt convins. Mai spun ceva în sensul ăsta. Văd că avem și parmezan. Da. Smântână. Deci spune un pic că e, cred că e mai mult decât un chec picant. E ceva delicios și picant. Delicios și picant cu parmezanul și cu smântână. O să facem o crustă crocantă. După ce o să amestecăm toate ingredientele, o să facem o crustă din cele două. Să mai folosim sare, piper și puțin chili. Puțin picant. Noi am început procesul, am furat startul puțin. Avem piept de pui. Piept de pui. Dezosat și l-am mărunțit noi așa. La cuțit. Am fost așa un fel de robot. Uh-huh. La cuțit, deci cam așa trebuie să arate. Sau tocat la mașina de tocat. Uh-huh. Am zis să-l tocăm mai rustic puțin, să ne folosim de cuțit. E foarte bine și așa. Pâine pe care o să uniem puțin lapte. Ah, ok. 2-3 ouă. Și cam atât. Asta e tot. Da. Foarte rapid. Foarte rapid. Să începem. Să începem. Uite, tu o să înmoști pâinea în lapte. Da. O lași la hidratat puțin și după o storci foarte bine. Și o adaugi peste carne. Iar eu o să toc verdeața. O să încep cu ceapa verde, dar nu contează ce. Așa. Eu deja simt că vine Paștele cu mine. Oh, verdeață. Mă gândesc la primăvară, la căldură. Așa. Usturoi verde. Eu am luat câte o legătură din fiecare, la ceapă verde și usturoi și pătrunjel câte două, dar dacă folosiți și mai multe, cu atât mai bine acum. Mm-hmm. Așa, pasta ai zis o storc un pic, da? Ca da. Asta o să mă întreb de ce folosim pâine hidratată în lapte, să strângem aluatul. Aha. Avem un aluat omogen. Și la cuptor să... Deci așa și la chiftele, știu. Da, da, și la chiftele. Da, puțină pâine. Pâine puțin uscată, preferabil veche de uțin. Și pun... O fărâi? Da. Și aduci și în bol. Dar o să vin cu verdeața. Asta o pun și din pătrunjel. Și să înțeleg că tu preferi foarte mult carnea de miel. Oh. Nu știu de ce, niciodată nu mi-a plăcut carnea de miel. Și ai mei fac ciorbă și... Da. Nu pot. Într-adevăr, drob, mai mănânc din carne de miel, mănânc, parcă pot să, n-am nicio problemă așa, uh-huh. Dar, în general, prefer să nu. Mănânc foarte multe ouă, deci, pentru mine, Paștele, dacă avem ouă roșii. Așa, mărarul. Ah, stai că am uitat pe pâinica asta. Bine. Uite câtă verdeață avem, aproape câtă carne de pui avem și verdeață, ceea ce e foarte bine. O să vin cu ea în bol. Am ales un bol cam mic. Ok. Așa.
Perfect. Trebuie să amestecăm, nu? Da. Eu o să vin cu ouăle. Super. Punem 3 ouă, că avem ceva verdeață. Am uitat să zic că între timp preîncălzim cuptorul la 180 de grade. Da. Și folosim o tavă de chec, o tavă... Ce tavă preferăm noi, pe care o tapetăm cu puțin ulei sau hârtie de copt. Și el o să stea cam o oră la cuptor. O oră? O oră, da. Mereu mă apoi să aștept. Mereu mă apoi să aștept. Mă clătesc repede. O să verific cuptorul. Smântână. Sare. Țin piper. Și putem chili. Da. Foarte bine. Asta e picant. Da. Așa, îl amestecăm și îl turnăm în tavă pentru pic. Ne apropiem de final. Suntem gata, nu? Da, suntem gata. Am amestecat compoziția. După cum am zis, am tapetat o tavă cu hârtie de copt. Uh-huh. Ce tavă vreți voi? Și o să turnăm compoziția. Asta ajuți în jos. Nu, deja mi-a fost senzațional. Eu una abia aștept să se coacă. Gata. Perfect. Să ne vedeți puțin col. No, la fix. La fix, fix. Tu ai ras parmezan. Da, sunt pregătit. Pentru crusta ne spălăm. Pentru una. Ok. Vin cu smântână. O smântână cât mai grasă, conținut cât mai multe păsine, să fie și mai gustoasă. Dacă e să mâncăm ceva... A, și acum vin cu... Tu vin cu parmezanul gras. Cât vrei tu. Te las cât vreau eu? Cât vrei tu. Asta este răspunsul. Foarte mult, o să fac o crustă super bună. Perfect. Eu zic că e suficient. Iar eu o să-l dau la cuptor pentru o oră la 180 de grade Celsius sau până când capăt o crustă aurie. După ce am așteptat o oră, a venit momentul. Să degustăm din drobul, checul picant cu smântână și parmezan și multe vedete. Ai putem spune și un drob de pui. Drob de pui, hai că e mai ușor așa, e nu? E mai ușor așa. Picant, picant. Picant, super picant. Te rog frumos să... Tu ai ras parmezan mult. Da. O să vin cu o felie de drob. Să vedem care... Trebuie să stea încă cald, trebuie să așeze. Hai să mai tăiem totuși da. Să vie. Arată prea bine. Nu știu cum arată. Așa. Și pe tine te rog să vii cu parmezanul ras. Voilà. Și acum frigerul, nu? Trebuie să da. Încerc. Cum e? E cremos. Cremos mântână. Cu mult parmezan. De puțin picant de la chili. E picant. E fresh de la multă verdeață. Este perfect pentru această perioadă. E o alternativă bună. În caz că nu vă place mielul, puteți să da. Faceți e chestia foarte, asta.
E foarte bun pentru masa de Paște, să-l încercați. Ziua mea mi-ai făcut sărbătorile mult mai fericite. Mă bucur tare. Îți mulțumesc mult că ai venit din nou. Nu uitați să intrați voi pe izabelacuisine.ro, unde o să găsiți toate rețetele Izabelei și să ne urmăriți, pentru că o să avem în fiecare zi câte un invitat surpriză.